Încep prin a curăța tenul și folosesc apa micelară de la Bioderma. Pentru că îmi doresc ca tenul să fie perfect curat înainte de aplicarea bazei, vin și clătesc tenul cu apă termală pe care o las să acționeze până într-un minut, iar apoi vin cu o dischetă curată și vin să absorb excesul de apă ce a rămas pe ten. Ca bază folosesc Invisible Skin de la Marc Guerlain, este o bază potrivită pentru toate tipurile de ten, este foarte hidratantă, cu un finish nelipicios pe care o aplic cu mâna și o masez până intră bine de tot în piele. Las baza să acționeze un minut, două, timp în care o să-mi combin fondurile de ten. Am folosit nuanța Gold Beige și Cream Ivory de la Marc Guerlain. Fondurile acestea de ten au acoperire mare și chiar și așa nu mi încarcă tenul deloc și nu mi evidențiază ridurile, asta pentru că el conține acid hialuronic care îmi dă un efect de umplere. Aplic fondul de ten cu pensula numărul 13 de la Leonardo, mișcări de tapotare din exteriorul feței spre interior pentru că nu vreau să încarc centrul feței cu produs. Îl aplic într-un strat subțire, doar dacă tenul are imperfecțiuni vin și cu un al doilea strat acolo unde este nevoie. Evit să aplic fondul de ten pe în zonele în care o să vin cu concealer pentru că nu-mi doresc să încarc zona ochilor cu foarte mult produs. Trec la aplicarea concealerului și am să folosesc Light Scent de la Tarte, pe care am să-l aplic cu pensula numărul 17 de la Leonardo. În prima fază aplic o cantitate mică de produs, iar dacă va fi nevoie, am să mai aplic ulterior. Lucrez cu latul pensulei, prin mișcări de tapotare, nu de tragere, pentru că nu-mi doresc ca produsul să mi-l mut dintr-o parte în alta. Se poate observa că la acest ochi am pus o cantitate mai mare de produs decât trebuia, iar în acest caz vin cu o pensulă curată, eu folosesc pensula numărul 12 de la Leonardo și vin să cu ea pentru a-mi absorbi excesul de produs.
Pentru a seta concealerul folosesc pudra de la Cupio Nuanța Light, pe care o aplic cu o pensulă din fibră vegană din kitul Leonardo Basic. Înainte de aplicarea pudrei, vin să iau excesul de concealer ce s-a strâns în liniile fine de sub ochi cu pensula numărul 12 de la Leonardo, folosind vârful ei cu mișcări de dute vino, iar apoi aplic pudra prin mișcări de tapotare. Pentru fixarea fondului de ten, folosesc aceeași pudră pe care o aplic cu pensula din kitul Leonardo Basic. Pentru conturarea sprâncenelor folosesc 24 Hour Brow Setter de la Benefit, iar cu o periuță vin și îmi curăț excesul de fond de ten și pudră acumulat între firele de păr din sprânceană. Urmează aplicarea gelului și folosesc periuța cu partea cu perii lungi pentru a-mi pune produs pe toată lungimea firelor de păr din sprânceană. Fără a mai lua produs, întorc peria și acum o să folosesc partea cu perii scurți și partea plată, pentru că acestea mă ajută să lipesc firele de păr de piele pentru a-mi crea acel aspect de brow lifting. Pentru a mă asigura că sprâncenele vor rămâne așa cum le-am setat eu, vin și pun presiune cu coada unei pensule prin mișcări de răsucire pentru a le lipi și mai bine de piele. Pentru a umple golurile dintre firele de păr și pentru a-mi defini sprânceana, folosesc Brow Elixir nuanța Espresso de la Baby și pensula numărul 7B de la Anastasia.
Încep prin a-mi crea lungirea sprâncenei, iar apoi o să trasez câteva fire de păr și în golurile vizibile. Pentru a accentua baza sprâncenei, vin și trasez o linie grafică din concealer la baza firelor de păr, pe care mai apoi vin să o blenduiesc. Pentru conturarea feței o să folosesc paleta Lolita. Este o paletă perfectă din punctul meu de vedere, deoarece conține tot ce ai nevoie pentru a da contur, luminozitate și culoare pomeților. Poți înlocui 3 produse cu o singură paletă, care are și un preț accesibil tuturor. O să iau nuanța Obsession și Afterglow, pe care le aplic cu pensula numărul 3 de la Leonardo, o pensulă din fibră vegană. Iau puțin produs pe pensulă pentru că intensitatea o să-mi o dau treptat. Nu pun o cantitate mare de produs de la început pentru că vreau să evit crearea petelor pe față. Thank you.
pentru că modelul meu are fruntea mai înaltă, o să vin cu sculptarea și pe această zonă. În cazul în care, în momentul sculptării, puneți prea mult produs și la final vedeți că aveți o intensitate prea mare, luați un burețel, îl umeziți, îl stoarceți bine într-un șervețel, iar apoi, prin mișcări de tapotare, veniți cu burețelul acolo unde ați intensificat și el pur și simplu va absorbi excesul de produs. Pentru că vreau să creez o intensitate mai mare în zona pomeților, aplic aceste două nuanțe din paleta Skin Shades. Tot din paleta Lolita voi folosi și blush-ul și voi combina nuanța Sugar Pink și Sweet and Sour, pe care am să le aplic cu pensula numărul 6 de la Leonardo. Pentru iluminare folosesc tot paleta Lolita și combin cele două nuanțe de iluminator pe care am să le aplic cu pensula numărul 8 de la Leonardo. Aplic produsul pe zonele înalte de volum ale pomeților și merg cu el până la baza sprâncenei. Pentru conturarea nasului folosesc nuanța Obsession, pe care am să o aplic cu pensula numărul 30 de la Leonardo, începând de la baza sprâncenei.
Cu aceeași pensulă trecută prin pudră, vin să blenduiesc conturul nasului. Pentru că vreau să dau un volum buzelor, vin să le conturez și pe ele. Folosesc o pensulă plată din păr sintetic și vin cu ea pe conturul natural al buzelor. Încep machiajul ochilor prin aplicarea bazei de la Inglot cu o pensulă din păr sintetic pe zona 3 și 4 a pleoapei superioare. După ce am aplicat baza, vin cu pensula numărul 17 și o blenduiesc în exteriorul ochiului. Pentru aplicarea fardului folosesc pensula numărul 40 de la Leonardo, pensulă din păr de capră albă rotundă ascuțită, iar ca fard folosesc paleta numărul 2 de la Makeup Pro Paris. Iau cea mai închisă nuanță din paletă pe o singură parte a pensulei, o scutur, iar apoi vin și o aplic de la baza pleoapei superioare în exteriorul ochiului, doar acolo unde am aplicat și baza.
pentru crearea alungirii, întorc pensula și trag de fard, prin mișcări scurte, către tâmplă. Cu o pensură curată din capră albă, vin să-mi curăț alungirea. Cu pensula numărul 31 de la Leonardo, vin să îmi aplic aceeași nuanță de fard și în pliu. Cu pensula numărul 22 de la Leonardo aplic pigment nuanța vanila la baza sprâncenei și trag de ea către exterior spre tâmplă.
Urmează să iau fardul numărul 68 de la Provigi, e un fard de nuanță piersicie, care mă va ajuta să blenduiesc pliul. O aplic cu pensula numărul 38 prin mișcări de dute vino. Urmează să cobor cu machiajul și pe pleoapa inferioară, iar pentru asta va trebui să-mi aplic bază și aici, aceiași pași, aplic baza, vin, o blenduiesc, iar mai apoi vin și aplic produsul. Vin și aplic fardul din exteriorul ochiului, pentru că acolo vreau să-mi creez intensitatea cea mai mare. Folosesc aceeași nuanță de fard, aceeași pensulă ca și pe pleoapa superioară. Folosesc nuanța 68 și pe pleoapa inferioară, pe care îmi s-o aplic tot cu pensula numărul 38, pentru a-mi blendui fardul și a-mi face trecerea mai plăcută în nuanța pielii. Pentru un plus de intensitate folosesc fardul numărul 25 de la Provigi, pe care am să-l aplic tot cu pensula numărul 40.
pe pleoapa superioară în exteriorul ochiului. Cobor cu fardul număr 25 și pe pleoapa inferioară, pentru că îmi doresc să am și acolo intensitate. Pe conjunctivă o să folosesc un color fix de la Danessa Myricks în nuanța Royalty, pe care îl aplic cu pensula numărul 44 de la Leonardo. I-am scos produs pe mână, îl iau pe ambele părți ale pensulei, iar apoi vin să mi-l aplic pe conjunctivă, iar pentru un plus de intensitate o să trec cu el și printre firele de păr ale genei inferioare. Urmează să aplic pigmenți combinați cu glitter, iar ca bază voi folosi glitter glue de la Boys & Berries. Încep aplicarea bazei pentru glitter pe pleoapa inferioară, acolo unde nu am pus deloc fard. Îl aplic, îl blenduiesc, iar apoi o să vin cu presarea pigmenților. Cu pensula numărul 22 de la Leonardo, pensula din părte Kolinsky, vin și impresez pigmenții, pentru că doar în felul acesta nu o să permit pigmenților să mă cadă pe față. După aplicarea pigmenților, ar să vin să-mi curăț zona din jurul ochilor cu o pensulă și pudră.
Urmează aplicarea pigmenților și în partea de sus. Voi face aceeași pași, o să aplic glitter glue, vin, îl blenduiesc, iar apoi vin cu pigmenții. Pentru a face trecerea dintre fardul mat și pigment folosesc un fard sidefat, folosesc nuanța 13 de la ProVG pe care am să-l aplic cu pensula numărul 20 de la Leonardo. O să merg să-l aplic strict la granița dintre cele două texturi. Revin la fardul sidefat și o să vin să blenduiesc puțin și pigmentul pentru că îmi doresc să fac o trecere armonioasă în culoarea pielii.
pentru că nu sunt mulțumită de trecerea între cele două texturi, iau un fard sidefat verde de data aceasta, nuanța numărul 10 de la ProVG, pe care am să-l aplic cu pensula numărul 50 de la Leonardo. Revin la granița dintre cele două și am să aplic fardul sidefat între ele. Puteți folosi orice rimel doriți voi, eu l-am folosit pe cel de la Maybelline, Big Shot. Puteți să rimelez atât genele superioare cât și inferioare. Pentru conturarea buzelor o să folosesc un creion de la Boys & Berries, nuanța Brownie. Iar ca roșu o să folosesc o nuanță de nude de la NYX. După aplicarea smoke-urilor, mai vin cu un strat de mascara pentru a putea uni genele naturale de smoke-urile aplicate. Pentru setarea machiajului am să-l folosesc un prep set glow de la Iconic.